Horoscop luna noiembrie 2022. Va trebui să trecem prin a treia lună de toamnă. Potrivit prognozelor, va fi mai puțin periculoasă decât precedenta. Planetele vor încerca să ne ajute să reușim în diverse domenii ale vieții. În noiembrie se va încheia coridorul eclipselor, impactul căruia se face simțit de mai bine de o lună. Acest eveniment va afecta pe toată lumea fără excepție, așa că se recomandă să luați în considerare cu atenție sfaturile unui astrolog. Datorită sfaturilor valoroase, toată lumea se va putea pregăti pentru evenimentele viitoare și va putea folosi oportunitățile oferite de soartă în beneficiul său. Noiembrie 2022 în ansamblu promite să fie un punct luminos în viața fiecăreia dintre semnele zodiacale. Mulți dintre noi își vor găsi chemarea. Dacă doriți să faceți acest lucru cât mai curând posibil, folosiți sfaturile relevante. Va fi o perioadă de dragoste, bunătate, căldură și noroc. Planetele vor fi de partea noastră, dar în a doua jumătate a lunii starea lor de spirit va fi puțin contradictorie din cauza confruntării dintre Mercur și Venus în vederea trecerii simultane în semnul săgetător. Berbec. Berbecul va avea o lună bună, dar așteptările lui obișnuite se pot transforma într-o latură neașteptată. Și obiceiul de a acționa decisiv poate juca o glumă crudă, trebuie să vă gândiți mai mult, să planificați și să încercați noi moduri și forme de implementare a planurilor voastre. Berbecului în noiembrie îi va fi strict interzis să rezolve problemele altora. Acesta este un tabu, deoarece implicarea în necazurile altora vă poate priva de credința în voi înșivă și, de asemenea, poate provoca pierderea timpului prețios. Aceasta va fi luna pe care trebuie să vi-o dedicați pe deplin. Da, mulți pot începe să reclame berbecului din cauza egoismului lui, dar ar fi bine să nu ascultați ce spun alții. În noiembrie puteți intra în siguranță în afaceri și în muncă, iar în weekend vă va fi util să vă distrați, să obțineți noi emoții. Oamenii acestui semn vor putea învinge tulburările din orice zonă. Taur. O lună bună îl așteaptă pe Taur, energiile retrograde ale lui Marte îl vor afecta foarte indirect, așa că vă puteți relaxa puțin. Taurul este posibil să devină mai răbdător. Planetele îi promit eșec, dar este important să vă amintiți că orice horoscop poate fi corectat. Toate prognozele promit probleme Taurului în viața personală și în sfera financiară, precum și în muncă, dar dacă veți rămâne metodici, eficienți și puternici, veți putea face totul. Sunteți sfătuiți să începeți luna aceasta curățenia. Ar fi bine să petreceți toamna în curățenie și ordine, deoarece planetele își doresc acest lucru. Dacă sunteți leneși și așteptați un miracol, atunci șansele de succes și stabilitate vor fi zero. Gemeni. Gemenii vor avea o mulțime de lucruri de făcut și sarcini. Marte este în zodia lor din august 2022 și până în martie 2023. Acestea sunt doar preferințe karmice pentru a face aproape tot ce este planificat și chiar mai mult. Gemenii în noiembrie ar trebui să acorde mai des atenție indiciilor Universului. Planetele vor fi într-o poziție destul de favorabilă, așa că vor dori să-i ajute pe gemeni. Începe chiar momentul în care pot avea loc accidente, de care vor depinde multe lucruri în viitor. Principalii dușmani ai gemenilor în noiembrie vor fi lenea și amânarea. Dacă vor fi lucruri importante de făcut, ar fi bine să vă ocupați de ele fără întârziere. Chiar și la sfârșitul toamnei, este foarte important să nu vă răsfățați cu obiceiurile proaste, deoarece acestea vă pot lipsi de energie. Rac. Un noiembrie interesant și destul de prosper îl așteaptă pe Rac. Jupiter, planeta oportunităților, s-a întors în pești, formând de acolo cel mai bun aspect, trigonul care susține racii. Este timpul ca racii să se gândească la un stil de viață sănătos. Dacă nu doriți să vă dezvoltați obiceiurile, să vă ajustați rutina zilnică și alimentația, atunci puteți folosi ajutorul celor mai bune citate motivaționale. În sfera afacerilor la începutul lunii va fi liniște și pace, iar în dragoste până pe 16 noiembrie poate fi un pic de dramă. De pe 17 noiembrie totul se va schimba exact invers, va începe o perioadă de calm în dragoste, dar va veni o perioadă foarte tulbure în afaceri, în care veți avea nevoie de maximă precauție.
Leu. Pentru Leu, luna va fi împărțită în două jumătăți. În prima va aduna problemele acumulate, iar în a doua se va bucura și va primi satisfacții de la viață și de la victoriile lui. Leul, fiind unul dintre cele mai emoționale semne ale zodiacului, poate fi sub o influență proastă din exterior. Oamenii acestui semn vor simți că lumea lor interioară se prăbușește, dar de fapt va fi pur și simplu reconstruită în ceva nou și frumos. În viitor, acești oameni vor avea mari succese, dar acum, pentru a forma succese, vor trebui să îndure dificultăți ușoare. Planetele din noiembrie vor fi suficient de pozitive pentru a începe să facă niște lucruri noi. Leii se pot gândi la schimbarea locului de muncă, precum și la schimbarea stilului lor. Fecioară. Noiembrie dificilă, uneori provocatoare, va fi oferită Fecioarei. Va trebui să facă față în totalitate surprizelor lui Marte retrograd. Fecioara are o perioadă perfectă pentru a-și reînnoi energia acasă. Putem spune despre noiembrie că această lună va fi foarte pozitivă, dar uneori, pentru a cunoaște fericirea, trebuie să treceți prin ceva nu foarte plăcut. Puteți conta pe oportunități bune și pe darurile destinului. Veți avea șansa de a scăpa de dificultățile financiare odată pentru totdeauna. Profitați de poziția favorabilă a lui Mercur în a doua jumătate a lunii pentru a avea timp să rezolvați cât mai multe probleme. Balanță. Pentru balanță, sunt momente bune când poate în sfârșit să facă ceea ce s-a gândit de mult, dar balanța, ca de obicei, nu a avut forțele manifestate pentru asta. Balanța, cu o mare probabilitate, planetele vă vor ajuta să scăpați de blocurile și barierele din minte. Oamenii vor fi foarte deschiși și sinceri față de balanță. A treia lună de toamnă va fi ideală pentru o schimbare în mediul casnic, curățenie generală, rearanjarea mobilierului, repararea sau mutarea. De asemenea, va fi o perioadă bună pentru a căuta un suflet pereche. Situația astrologică actuală încurajează inițiativa, determinarea și stabilirea noilor scopuri și obiective. Scorpion. Prima jumătate a lunii noiembrie va fi foarte plăcută Scorpionului, cu evenimente plăcute și noroc, nu grozav, dar totuși. Scorpionul va fi în prima jumătate a lunii sub protectoratul lui Venus, iar apoi când va intra într-o poziție nefavorabilă pe 16 noiembrie, a doua zi Mercur va deveni mai puternic, ceea ce îi va oferi Scorpionului o nouă siguranță. O mare problemă pentru oamenii acestui semn la sfârșitul lunii va fi sentimentalismul crescut. Gândurile despre trecut, chiar și cele mai plăcute, pot crea probleme, așa că ar fi bine să scăpați de ele. Săgetător. O lună destul de controversată îl așteaptă pe Săgetător, dar norocul îl va vizita totuși în a doua jumătate a lunii noiembrie, când Mercur și Venus vor fi împreună în zodia lui, încercând să-l mulțumească și să-i creeze o mișcare pozitivă. Săgetătorul va avea o perioadă grea în prima decadă a lunii, în principal din cauza coridorului eclipselor și a începutului fazei retro a lui Marte. Se recomandă să vă amintiți de gândurile potrivite care vă vor aduce mai mult noroc în viață, deoarece cu gândurile încep toate schimbările favorabile. De asemenea, săgetătorul ar trebui să aibă mai puține șanse să ignore cererile de ajutor de la prieteni și a doua jumătate. În noiembrie, egoismul va fi pedepsit cât mai sever posibil. Dacă ajutați alți oameni, atunci planetele vor reuși astfel încât până la sfârșitul lunii noiembrie, săgetătorul să mai aibă un vis împlinit. Capricorn. Capricornul are momente destul de liniștite. În prima jumătate a lunii, agitația continuă, dar destul de plăcută, multă comunicare, contacte, uneori chiar și o cantitate excesivă de informații noi, dar utile. Capricornii trebuie să își îmbunătățească starea de spirit și încrederea în sine în această lună, deoarece succesul final al afacerilor și proiectelor lor în munca lor va depinde de asta. Este foarte posibil ca viețile capricornilor să se schimbe, mai ales dacă rămân motivați. Da, vor fi diverse lucruri mici care vor fi neliniștitoare, dar nu vor provoca schimbări globale, decât dacă, desigur, capricornii încep să facă un elefant dintr-o muscă. Vărsător. Vărsătorul, ca și balanța, se află sub influența inspiratoare a lui Marte care tranzitează în Gemeni. În noiembrie, vărsătorul trebuie urgent să se împace cu el însuși și cu lumea.
Disarmonia internă poate cauza probleme uriașe în dragoste, în afaceri și în muncă. Dușmanii lui vor începe să tulbure apele, să pună gaz pe foc și să încerce în toate modurile posibile să enerveze cumva, dar vărsătorul trebuie să-și mențină forța și în niciun caz să nu răspundă cu agresivitate la agresiune. Nu va fi ușor, dar este posibil. De asemenea, se recomandă să nu vă părăsiți zona de confort. În a doua jumătate a lunii noiembrie, va fi strict interzisă schimbarea locului de muncă și ajustarea planurilor de anvergură. Retrogradul lui Marte va reduce puțin productivitatea, dar asta nu înseamnă că întreaga lună va trebui să vă bazați pe un miracol. Pești. Peștii vor avea o primă jumătate a lunii grozavă, în ceea ce privește dragostea și relațiile, iar comunicarea va fi de succes și profitabilă, capacitatea de a conveni asupra problemelor necesare, iar călătoriile sunt de asemenea posibile, vă puteți ocupa de documentație și alte chestiuni scrise, sunt posibile și achiziții bune și investiții financiare de succes. Peștii ar trebui să acorde o atenție deosebită la tot ceea ce le afectează starea de spirit, de exemplu, produse, oameni, lucrurile pe care le fac. Experții în domeniul astrologiei îi descurajează puternic pe pești să caute un sens ascuns în tot ceea ce se întâmplă. Va fi suficient doar să priviți obiectiv ce se întâmplă în jur și să trageți concluzii. Nu are sens să vă stricați viața, așa că rădăcina tuturor necazurilor va fi lipsa de încredere în voi și greșelile făcute în trecut. Nu înjurați universul. Experții raportează că succesul în noiembrie va fi așteptat în principal de unii dintre noi care se vor concentra mai puțin pe negativ. În primul rând, trebuie să citiți mai puține știri neplăcute de pe internet, deoarece acestea afectează negativ sănătatea mentală. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!